cred în viitorul Brașovului și cred că viitorul Brașovului este cel din care putem câștiga noi toți. Trebuie să continuăm. Avem acum un plan, avem bani pentru acest plan, avem proiectele mari de care Brașovul a dus lipsă timp de 30 de ani. În educație, în mobilitate, în energie, pe mediu, în sănătate, în fiecare capitol important pentru orașul nostru. Pe 9 iunie câștigăm din nou noi toți. Bine v-am găsit, stimați telespectatori, o nouă ediție emisiunii Punctul PI. De această dată m-am hotărât să aduc în fața dumneavoastră municipiul Săcele și, bineînțeles, proiectele care ar putea fi implementate la nivelul municipiului Săcele. Tocmai de aceea o am alături de mine pe doamna Daniela Olariu, candidat la primăria municipiului Săcele din partea USR, căreia îi mulțumesc pentru că mi-a acceptat invitația. Sărut mâna! Mulțumesc și eu pentru invitație. Bună ziua! Stimată doamnă, înainte de a intra în temele pe care le-am pregătit pentru această ediție, o să vă rog să spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră pentru telespectatorii noștri. Mă numesc Daniela Olariu, am 45 de ani, sunt de profesie jurist, antreprenor de mai bine de 15 ani, sunt căsătorită, am 2 copii și mă lovesc în Săcele de aceleași probleme pe care se lovesc toți ceilalți locuitori. Motiv pentru care am decis că trebuie, împreună cu ai mei colegi din Alianța Dreapta Unită, să facem ceva pe această temă, pentru că la cum arată lucrurile în acest moment și la ritmul de dezvoltare care a fost înregistrat în ultimii ani, nu avem foarte multe așteptări pentru viitor și atunci trebuie să luăm atitudine și să venim în fața dumneavoastră cu soluții pe care le considerăm viabile, multe dintre ele fiind deja aplicate în alte localități și care au dat rezultate foarte bune. Și propun să începem de la acest ritm de dezvoltare al municipiului Săcele. Din punctul dumneavoastră de vedere, cum este acest ritm? Este lent? Este inexistent? Este prea rapid pentru Săcele? Din punctul meu de vedere, lucrurile se dezvoltă foarte lent. În sensul că și zilele trecute discutam cu oamenii pe stradă, multe străzi din municipiul Săcele arată ca acum 100 de ani. Am discutat cu oameni care, de când se știu, locuind pe acea stradă, s-au lovit de aceleași probleme. Lipsa utilităților, lipsa asfaltului, accesul îngreunat la transportul în comun, unii dintre ei și-au și pierdut speranța, din păcate. Sunt câteva direcții care cred că ar putea fi imprimate și unde cred că s-ar putea face lucruri într-un ritm mai rapid și mult mai organizat, să spun așa, pentru că în momentul ăsta avem puțin mai mult senzația de ritm haotic, mai ales acum înainte de alegeri lucrurile au luat așa o amploare foarte interesantă. Și cred că e nevoie de mai multă organizare, responsabilitate și de mai multă acțiune. Pentru că ați adus în discuție subiectul străzilor, cel puțin câte știu eu, în municipiul Săcele s-ar fi desfășurat un proiect, unii ar spune, multianual de reabilitare al infrastructurii de drumuri. Ce știți? În acest moment avem peste 130 de străzi neasfaltate, dar nu vorbim de străzi neasfaltate, vorbim despre străzi neracordate la canalizare. Unele dintre ele nu au curent electric și asfaltul, din păcate, pentru multe dintre aceste străzi este doar un vis, în sensul că ele sunt străzi de pământ pe care s-a pus pietriș și pietrișul acesta, nefiind foarte bine tasat, fie pe străzile în pantă curge la prima ploaie, fie ridică nori de praf în zilele în care avem soare. Deci asta este o realitate dură cu care ne confruntăm în fiecare zi. Știu că există foarte multe tipuri de fonduri și că mai este realitatea zilelor noastre, aceea străzilor care nu sunt asfaltate, pe care ne stricăm mașinile, pe care nu putem să mergem. În acest moment se desfășoară în Săcele, are loc un proiect de mărirea infrastructurii de apă și canal, dar acest proiect este cu fonduri europene accesate de compania APA. Da? Iertați-mă că vă întrerup, aș avea niște curiozități. Spuneți. Care ar fi gradul de acoperire în procente la ceea ce înseamnă infrastructura de apă? Cât din municipiul Săcele este acoperit de rețelele de apă?
60%, 70%, 80%. Cred că avem foarte mult de lucru. Noi trebuie să vorbim aici despre rețelele vechi de apă care trebuie schimbate. Și aici este o discuție extrem de largă, pentru că multe dintre condutele noastre de apă sunt foarte, foarte vechi și mai sunt foarte mare parte din străzile care nu au apă și canal. Și este îngrijorător. Conductele de apă în momentul ăsta, mai ales în cartierele noi, dar și în cele vechi, nu sunt dimensionate corect pentru nevoile oamenilor. Sunt cartiere de case mai noi, în care apa nu curge, nu avem debit, din păcate, iar țevile sunt încă multe dintre ele de plumb și sunt făcute niște reparații într-un stil mai vechi. Apa pe care o bem, din păcate, nu va fi la fel de calitativă din perspectiva aceasta. Rețeaua de canalizare cred că trebuie să acopere până partea de sus a săcelului. Acum, dumneavoastră, probabil știți că suntem o parte mai spre deal și o parte mai spre vale. Da. Bun. De cum treceți de drumul principal, undeva venind dinspre Brașov, pe mâna dreaptă, dacă urcați pe străzi, veți constata că rețeaua de canalizare este tot mai rar întâlnită și ăsta este un lucru mai mult decât neplăcut pentru oameni. Este o reală necesitate. Am înțeles. În ceea ce privește acoperirea cu celelalte rețele, energie electrică, gaz, bănuiesc că trebuie cumva găsit un punct de legătură și cu furnizorii acestor utilități în vederea reabilitării și drumurilor și extinderii acestor rețele către alte zone mai noi sau aflate în proiect. Cum vedeți? Nici rețeaua de gaze nu este extrem de extinsă. Ea se poate extinde în măsura în care există, evident, solicitări, dar și în măsura în care se fac demersuri din partea administrației locale pentru susținerea lărgirii infrastructurii de gaze. Mare parte din oameni preferă să folosească încălzirea pe lemne, chiar și cea pe curent, din păcate nu este cea mai avantajoasă financiar. Toate aceste utilități trebuie să meargă exact cum foarte bine ați menționat, să meargă dinpreună, să meargă coordonat. Și este un aspect pe care noi l-am observat, acela că se fac lucrări oareșcum neorganizat. Adică de data asta se sapă, săptămâna asta se sapă pentru electrica, peste trei săptămâni se sapă pentru compania APA, după aceea se mai sapă și pentru gaz sau pentru alte lucrări. Se pun borduri, peste o lună se iau bordurile înapoi și lucrul ăsta continuă la infinit în contextul în care nu se pune niciun covor asfaltic, nu se pune nimic pe care să se poată circula civilizat. Acum, problema noastră, cea mare, tot revin la asta cu asfalt, este aceea că s-ar putea folosi soluții temporare care funcționează deja în alte localități, respectiv până la finalizarea lucrărilor se pot folosi asfaltul, se poate folosi asfaltul frezat bine cilindrat și care durează cam, știu și eu, 2-3 ani, deci nu este un asfalt definitiv, dar care ne permite să circulăm într-un mod civilizat, care nu mai ridică praful și se pot lăsa pe lateralele drumului spațiile pentru executarea lucrărilor. Mai este foarte important de menționat faptul că aceste lucrări trebuie executate cu maximă responsabilitate. De exemplu, se astupă niște gropi, acolo pietrișul nu este bine tasat. Chiar săptămâna trecută încercam să intrăm pe o stradă și roțile mașinii efectiv se înfundau în pietriș. Ăsta nu este un mod în regulă de a executa lucrări, ele pot fi supravegheate și se pot face lucrări de calitate. În țara asta avem foarte multe exemple în care s-a lucrat într-un mod organizat, cu un disconfort cât mai mic pentru locuitori și nu în tot orașul dintr-o dată. Se poate lua pe cartiere, pe zone, astfel încât să nu se îngreuneze viața noastră de zi cu zi. Înainte de a trece la următoarea temă, care ar fi potențialele surse de finanțare pentru toate aceste lucrări pe care le aveți în plan pentru municipiul Săcele? Păi, cum spuneam, există mai multe tipuri de fonduri, fie dacă ne referim la cele europene, fie dacă ne referim la cele de la Compania Națională de Investiții.
Există și acele programe prin intermediul de accesare de fonduri, prin intermediul consiliilor județene. Fonduri există în măsura în care le și accesăm. Nu mică ne-a fost mirarea, din păcate, atunci când am mers la Compania Națională de Investiții și am constatat că, deși alte localități au depus 10, 12, 14 proiecte, Săcelele avea unul singur și acela era doar în fază de sinteză, adică etapa 1, adică s-a depus o cerere. Răspunsul a fost că proiectul este eligibil și trebuia să se treacă în etapa a doua, care cuprindea mai multe documente. Nu s-a mai continuat, din păcate, depunerea acestor documente. Sigur că există o mulțime de proiecte la nivel național, dar în măsura în care mergem și insistăm și ne urmărim foarte mult fiecare pas al proiectului și încercăm să trimitem documentația cât mai repede posibil, atunci și termenul de realizare este adus la minim. La Compania de Investiții Națională de Investiții ni s-a spus că în principiu în 2-3 ani se pot realiza proiecte dacă noi suntem asertivi. Încercăm tot timpul să venim cu documentele la timp, să le trimitem corecte, să răspundem întrebărilor lor. Deci se poate. Mergem puțin mai departe, pentru că, cel puțin din punctul meu de vedere, o infrastructură pusă la punct creează și un cadru pentru atragerea de investitori. Și aș dori să vă întreb, din punctul meu de dumneavoastră de vedere, în municipiul Săcele, sunteți mulțumită de gradul de atragere a investitorilor? Nu, și ăsta este un motiv, un alt motiv, pentru care cred că dezvoltarea noastră stagnează. Pentru că nu mi se pare în regulă ca Săcelele, unde avem și DN1A și DN1, care sunt primele drumuri naționale, și am mai spus lucrurile astea și cu alte ocazii, să nu rețină aici investitori. Toți trec pe lângă noi, dinspre sudul țării, intrând în județul Brașov, și merg în alte localități. Dacă și turiștii și investitorii trec pe lângă noi și nu se opresc, înseamnă că aici există o problemă, din moment ce ei se opresc în alte localități. Da? Se pot face tot felul de facilități fiscale noi avem pentru a-i atrage. Noi avem și forță de muncă, pentru că mare parte din locuitorii din Săcele merg și lucrează în alte localități pentru alte firme. Prin urmare, forță de muncă avem, spațiu există, trebuie doar să le creăm un cadru, atât din punct de vedere fiscal, cât și din punct de vedere al utilităților, al condițiilor pe care ni le solicită. Și este păcat să nu valorificăm acest potențial, pentru că la Săcele sunt foarte mulți oameni care au nevoie de locuri de muncă în continuare și pentru care viața este mai grea făcând naveta o oră, două, trei ore pe zi în alte localități. E păcat să nu valorificăm acest potențial pe care îl avem. Din punct de vedere fiscal, la ce anume vă gândiți mai exact? Păi, în primul rând, taxe și impozite, fie scutire totală, fie scutire parțială, pe o anumită perioadă timp, un an, doi, trei, nu știu, vom vedea, vom analiza acest aspect împreună cu ceilalți membri ai Consiliului Local. Dincolo de asta, se pot face, de exemplu, programe în care să îi ajutăm să-și facă cunoscută afacerea în întreg județul sau în întreagă țară. Am întâlnit într-o altă localitate un program foarte interesant de promovare, făcut de către primăria acelei localități, de promovare a afacerilor din mediul local, prin punerea la dispoziția unui site legat de site-ul primăriei și acolo fiecăruia îi este alocat un spațiu în care să-și prezinte. Acesta este doar un exemplu. Pot exista mai multe exemple care au dat roade. Asta voiam să subliniez către dumneavoastră și către Săceleni astăzi, că soluțiile cu care venim nu sunt unele nerealiste, sunt unele care au fost folosite în alte localități și au dat roade. Nu trebuie să inventăm noi roata. Aceleași probleme pe care le avem noi le-au avut și alții, mai de mult sau în prezent, și vedem care măsuri au fost cele care au funcționat și pe acelea le adaptăm la noi și le punem în practică. Ce mi-a tras mie atenția este faptul că doriți să dezvoltați o serie de servicii sociale adresate persoanelor vârstnice.
Până în acest moment, de-a lungul timpului, foarte puțini candidați și-au propus astfel de teme de campanie, dacă le putem numi așa, și aș dori să vă întreb ce anume v-a determinat să vă îndreptați atenția și către persoane vârstnice. Da, pentru mine chestiunea aceasta este una de suflet. Eu am lucrat mai mulți ani în străinătate și când am revenit în țară nu mi-am mai găsit nici părinții, nici bunicii în viață și atunci cred că s-a produs în mintea mea acel gând cum că trebuie să-i ajutăm pe părinții noștri, pe bunicii noștri, aici, la noi acasă, trebuie să avem mare grijă de ei, pentru că de la distanță s-ar putea să nu reușim să-i ajutăm, din păcate, așa cum ne-am dori. Și în contextul acesta național, în care foarte mulți tineri sunt determinați de situația economică să-și caute un loc de muncă în afara țării, avem o populație de o anumită vârstă care a rămas în țară și are mai mulți sau mai puțini aparținători, copii, nepoți, orice tip de rude. Și pentru aceștia cred că este foarte important să avem niște programe de asistență medicală la domiciliu care se pot organiza fie pe lângă primărie, fie în parteneriat public-privat. Aceasta vom vedea la momentul cu pricină. Ideea este că e foarte important să avem grijă de cei care au avut grijă de noi atunci când am fost copii și să respectăm eforturile dumnealor de o viață și cred că prin aceste programe vom reuși să fim mai aproape de oamenii care au nevoie de noi și care au ajuns la o vârstă la care nu mai pot avea grijă singuri de dumnealor. Iar în aceste programe trebuie să includem și persoanele cu dizabilități și persoanele aflate în situații vulnerabile, pentru că și ele au nevoie de grija noastră, de protecția noastră și nu putem discrimina. Este foarte important acest aspect, este, cred, o componentă socială importantă, valoroasă pentru comunitatea noastră. În general, de la persoanele vârstnice avem foarte multe de învățat și, cum spuneam, am o slăbiciune pe partea aceasta. Ca și pentru educația pe care o dăm copiilor noștri, iarăși, nu știu dacă v-ați propus să abordăm acest subiect, dar mie mi se pare foarte important ce învățăm pe copiii noștri, cum punem accentul pe educație și pe programele de la școală și mai ales pe programul de după școală, pentru că noi trebuie să lucrăm, părinții, da? Suntem în puterea vârstei și trebuie să lucrăm în fiecare zi și trebuie să ne știm copiii și părinții noștri să îi știm în siguranță. Asta ce presupune? Că ai noștri copii merg la școală în condiții de siguranță, intră în școală în condiții de siguranță și aici atenție la trecerile de pietoni, mai ales cele din preajma școlilor, trebuie să le avem în vedere. În școală trebuie să aibă condiții bune, de genul table interactive, laptop, alte materiale care să-i ajute pe profesori în actul educațional. Când se întorc de la școală, trebuie să aibă, dacă se poate, acces la o masă caldă, tot printr-un program guvernamental care deja există și pe care am dorit să-l implementăm la Săcele. În timp ce, exact cum ați menționat și dumneavoastră, pentru părinții noștri, pentru bunicii noștri și străbunicii noștri, pot exista centre de zi la care să știm că au acces și că sunt supravegheați acolo, fie în aceste centre, fie acasă, în privința tratamentului medicamentos sau în privința altor urgențe. Referitor la partea de educație, Cum vedeți dumneavoastră acest capitol în municipiul Săcele? Ce credeți că ar trebui îmbunătățit? Cred că am pornit de la proprii copii, gândindu-mă dacă aș vrea ca ei să meargă la școală la Săcele sau în altă parte, dacă școlile din Săcele au parte de suficiente fonduri, astfel încât să aibă suficiente materiale cu care să se desfășoare orele, pentru că noi nu vorbim de calitatea profesorilor, că profesorii sunt foarte buni, învățătorii sunt foarte buni, dar au nevoie de materiale cu care să-și desfășoare orele și atunci este important ca școlile să fie dotate
cu ceea ce ne cer profesorii, astfel încât să, pentru că ei știu cum își pot desfășura orele, spațiile din interiorul școlilor și din jurul lor trebuie să fie îngrijite și adaptate permanent. Și programul trebuie să fie unul potrivit pentru copiii noștri. Sunt unele școli unde numărul de elevi este foarte mare și copiii învață mai multe schimburi și pauzele sunt mai scurte și de aici actul educațional are de suferit. Cred că este important ca în orice decizii luăm să ne sfătuim cu profesorii, să fim aproape de ei, dar și cu părinții. Pentru că în toată administrația pe care noi o propunem la Săcele, ideile vin și din partea oamenilor. Este foarte important lucrul ăsta. În fiecare cartier să întrebi oamenii ce își doresc să se întâmple în cartierul lor. Să iei deciziile împreună cu cei cu care le vei pune în aplicare. Cred că în România suntem obișnuiți cu deciziile acestea de sus în jos, unde unii decid și alții trebuie doar să execute. Nu a fost nimeni întrebat dacă e bine, dacă e rău, dacă putem, dacă ne-ar trebui altceva. Și cred că, cel puțin la nivelul municipiului Săcele, eu îmi doresc să venim cu soluții, sigur, care și-au dovedit eficiența, dar care sunt și în acord cu ceea ce își doresc cu oamenii, cu ce... Adică doriți mai multe consultări publice, să înțeleg. Sigur că da. Sigur. Bun, dar aici da. Se ridică o problemă. Sunt de acord, există legea cu consultările publice, transparența decizională și așa mai departe, însă nici prea mult nu e bine, nici prea puțin nu e bine. Care ar fi calea de mijloc? Cred că trebuie încurajați oamenii să participe, de exemplu, la ședințele de Consiliu Local, în care să-și spună părerile. Și în momentul acesta există secțiunea de diverse, dar ea se întâmplă la final, când oamenii nu mai au ce să mai spună după ce s-a votat, da? Și cred că o mai mare transparență a autorităților publice locale este foarte importantă. Și cred că mersul pe teren efectiv și văzutul lucrurilor la fața locului este foarte important. Și mai cred că dialogul cu oamenii este extrem de important, da? Dacă vreau să îmbunătățesc viața din acest cartier, merg și vorbesc cu oamenii, văd ce și-ar dori ei, văd cum arată strada, pentru că poate fondurile mele de reabilitare ajung din punctul A până în punctul B și nu sunt atentă că, uite, exact ultimele 6 case, de exemplu, da, sunt lăsate de izbeliște și atunci fac ceva. Dacă merg la fața locului și văd situația reală pe teren, pot să fac ceva astfel încât să nu las acele persoane neacoperite de reabilitare, de exemplu. Sunt foarte multe străzi care sunt reabilitate doar câțiva metri de la drumul principal sau câteva zeci de metri. După aceea mai urci puțin și lucrurile arată ca din alt secol. Iar lucrul ăsta nu cred că este acceptabil în 2024. Mergem puțin la o penultima întrebare din această ediție. Din câte am înțeles, doriți și acordarea unor serii de unui fel de vouchere pentru analize medicale? Cred că e important să ne ocupăm de aceste programe de prevenție a îmbolnăvirii. Și având în vedere că avem și o categorie însemnată de oameni cu vârstă respectabilă, mi se pare un lucru important să facem eventual un parteneriat public-privat, astfel încât oamenii să aibă acces la un anumit set de analize medicale pe care ei să nu le plătească, să fie suportate din bugetul local, spuneam, în acest parteneriat, și care să detecteze anumite boli în fază incipientă. Cred că este important și după câți ani de muncă petrec oamenii în țara noastră și după ce condiții de viață sunt oferite, cred că merită să aibă parte și de aceste analize, pe lângă cele care sunt cele clasice decontate. Cred că este un efort pe care ei îl merită. Care credeți că va fi impactul la nivelul bugetului municipiului? Vom face o analiză atentă a acestui lucru și nu cred că vom lua o măsură care să destabilizeze bugetul. Cred că dacă suntem atenți la alte cheltuieli, se pot găsi acești bani. În contextul în care nu facem împrumuturi care să aibă dobânzi
cum există în acest moment, da? Împrumuturi care, ale căror dobânzi trebuie plătite. SCL este îndatorat până în 2036, cel puțin în momentul ăsta, din datele oficiale. Deci dacă suntem atenți să folosim toate sursele de finanțare la care avem acces și care nu presupun folosirea bugetului nostru din taxe și impozite, putem să scutim niște bani pe care, pe de altă parte, să-i redirecționăm către locuitori, da? Către binele comun. Bun, o ultimă întrebare înainte de finalul acestei ediții. Unde vedeți municipiul SCL în următorii 4 ani? Peste următorii 4 ani. În situația în care cetățenii vor acorda votul, eu cred că îl vom vedea mult mai bine, cu mai mulți turiști, cu cel puțin câțiva investitori care să creeze mai multe locuri de muncă și fără această fornire dimineața și seara, o preumblare între toate localitățile, alergând toți cu copiii după noi, ba pe la școli, ba pe la locul de muncă. Cred că pot să ajut la buna coordonare a lucrărilor, de exemplu. Să urmărim acest lucru, pentru că venind din privat, cred că am acest avantaj al chibzuirii banului mai mult decât cei care, să zicem, au avut permanent acces la fondurile publice, pentru că la privat știm că resursele sunt limitate și atunci suntem obișnuiți cu resurse mai puține și să găsim tot timpul soluții financiare. Și cred că este foarte important să ne implicăm 110% în munca noastră, nu doar 100%. Din păcate, am ajuns la finalul acestei ediții. Eu aș dori să vă mulțumesc pentru că mi-ați acceptat invitația mea și vă doresc mult succes în continuare. Mulțumesc! Cred în viitorul Brașovului și cred că viitorul Brașovului este cel din care putem câștiga noi toți. Trebuie să continuăm. Avem acum un plan, avem bani pentru acest plan, avem proiectele mari de care Brașovul a dus lipsă timp de 30 de ani. În educație, în mobilitate, în energie, pe mediu, în sănătate, în fiecare capitol important pentru orașul nostru. Pe 9 iunie câștigăm din nou noi toți.